Rămâne o diferență foarte mare în ceea ce privește pensiile în cadrul Uniunii Europene, dar trebuie să spunem că acestea sunt rigorile de aderare la Uniunea Europeană și din aceasta toată populația vârstnică are mai mult de câștigat decât de pierdut în contextul integrării europene. Eu vreau să punctez câteva aspecte de sistem, sistemul de pensii, în primul rând faptul că este necesară o echivalare a vârstei de pensii pentru bărbați și femei. În afară de aceasta, trebuie să menționez că în ceea ce privește sistemul de pensii este necesară realizarea sistemului de pensii pay as you go, ceea ce înseamnă că îți plătesc așa cum ai contribuit. O parte a pensiei este ceea ce a vorbit colega mea, o parte a pensiei este a angajatorului sau a statului, o parte a pensiei este din salariul pe care l-ai avut, iar a treia componentă a sistemului de pensii sunt sistemele de pensii private care sunt tergiversate în Republica Moldova. Spre exemplu, în Estonia, în statele Baltice, fiecare an muncit după pensie asigură o creștere a pensiei pensionarului cu 10%. În țară la noi, fiecare al cincilea pensionar muncește după pensie, iar el nu capătă nici un procent sau o cotă de creștere a pensiei lui. Cunosc persoane care au muncit după pensie și 15 ani, însă din aceasta, chiar dacă au contribuit prin contribuția lor la pensie, oricum aceasta nu a constituit și o creștere a pensiei lor în condițiile în care au activat după pensionare.